Care ar fi principalele temeri, și care, din perspectiva electoratului, care îl favorizează pe Trump, și care sunt cele care, mă rog, și pe Trump, și pe republicani, și cele care, într-un fel, sunt de partea cealaltă? Sunt multe teme în favoarea lui Trump, dar sunt trei principale, care sunt și cele mai importante teme pentru orice alegător american inclusiv o parte mare din, din democrați și inclusiv o parte mare din independență. Și astea sunt. Inflația, care lovește pe toată lumea, și când faci cumpărăturile de coșniță, și când cumperi benzină, și când cumperi orice altceva. Inflația este mare și cifrele date de presa oficială nu sunt adevărate. Inflația la cumpărătorul obișnuit este mare și este dăunătoare. Am văzut cu ochii mei șoferi de trac care au propria lor mașină, cei care asigură 80% din transporturile de marfă în Statele Unite și care spun că trebuie să aleg în anumite zile dacă mănânc sau dacă fac un, plin de rezervor. Acești oameni sunt uniți prin cel mai mare sindicat din America, sindicatul muncitorilor din industria auto. Și sindicatul acela susține democrații, dar când te duci și vorbești cu membrii acestui sindicat, afli altceva. Ei sunt în mare parte în favoarea lui Trump și cred și speră că Trump va aduce o refacere economică. Deci, inflația e primul, prima tema, a doua este uh, politica externă care nu creează securitate. Din contră, a creat insecuritate în anii Biden și a treia este imigrația ilegală care amenință întreaga națiune și care a atins proporții uriașe și este de necontrolat și care se petrece cu efortul clar al administrației de a nu aplica legile existente. Nu e nevoie de legislație nouă. Există legislație care ține de anii 1920-30, care se opune imigrației ilegale, care făcea deportările imigranților ilegali în trecut și care acum este total ținută sub obroc de politicienii, guvernatorii și primarii democrați. De cei care au creat orașele și statele sanctuar. Știți ce înseamnă orașele și statele sanctuar? Înseamnă acele. Comunități în care autoritățile locale interzică atunci când un imigrant ilegal este reținut pentru călcarea legilor de circulație sau pentru crimă sau pentru furt sau pentru viol, datele acelea să nu fie comunicate Departamentului de Justiție Federal și deci să nu fie predat Justiției Americane Federale pentru crime. Așa se face că sunt oameni care au fost condamnați și care continuă să umble în Statele Unite și să facă în fiecare săptămână omoruri, furturi sau violuri. Lăsând la o parte că imigrația ilegală, care sub Trump a crescut cu 10 milioane de oameni, aduce oameni Biden. sub Biden, 10 milioane de oameni necunoscuți ca stare de sănătate, vehicule de boli greu tratabile, toate bolile transmisibile posibile, care pun o sarcină uriașă pe comunitățile în care ajung ca să fie susținuți, fiindcă primesc de cum vin carnet de conducere, telefon mobil și carte de credit cu sume care se încarcă în fiecare lună de către guvern și te întrebi dacă suntem deja la faza de 10 milioane în plus față de cei aproape 30 de milioane de ilegali care existau înainte, din care, dați-mi voie să spun, o mare parte sunt oameni de bine care muncesc și care au venit în țara asta ca să-și îmbunătățească condiția lor și condiția celor de acasă, cărora le trimit bani, dar există și un segment important de delinvenți și criminali. Această creștere de populație ilegală amenință viitorul națiunii. Apropo de teme, mă uitam acum, mai am aminte, un alt aspect important legat de discuția aceea cu Rasmussen era următorul, că la, pentru, popor, pentru americani 80% sunt în favoarea imigrației legale, deci ideea de a primi imigranți, dar în mod legal, și 80% spunea el s-ar putea să fie mici ajustări, dar o mare, mare majoritate a americanilor sunt împotriva imigrației ilegale. Nu, nu intrăm în detalii, dar e important de spus că apare această discuție a dorinței democraților, a Casei Albe în particular, de a încuraja imigrația ilegală. Repet, nu e nu e vorba de imigrația legală, care Statele Unite sunt o țară de imigrație, inclusiv doctorul Martin cu care sunt de vorba e venit ca imigrant, dar nu aici oamenii, cum spuneam, în marea copleșitoare a lor majoritate sunt în favoare imigrației legale. Trebuie să vă contrazic din nou. Statele Unite nu sunt o țară de imigranți. Statele Unite sunt o țară creată de coloniștii englezi din cele 13 colonii nord-americane, care au creat un stat, o Constituție și un, un tratat de confederare fără egal până la ei. Formarea Statelor Unite nu s-a făcut până imigranți, s-a făcut până americanii, din cei care au colonizat anumite părți din America de Nord și copiii lor. Apoi acest stat, care a fost cu merite cu totul deosebite de alte țări din lume, a devenit atât de atractiv încât imigrația americană a devenit mare și a mărit națiunea și statul și extensia Statelor Unite către celelalte zone din America de Nord. Dar ideea că este o țară de imigranți, este o țară la care au venit imigranții după ce a fost creată de coloniști. Da, sigur, așa, tehnic vorbind așa, -i. vreau doar să fac apropo de situația internă din Statele Unite, m-a șocat o declarație a președintelui mexican, Obrador. Mexican, el e un socialist, ca să nu zic chiar mai radical în partea cealaltă. Și apare una din discuțiile importante în America, era de aceste droguri, fentanilul, care face multe victime și care foarte mult vine pe, pe granița mexicană, se trec din, mă rog, clanurile din astea, de cartelurile cu droguri, practic, împânzesc piața americană cu fentanil, care e interesant. substanțele de bază vin din, din China, din Asia, nu numai din China, dar în general din Asia. Dar uh, uh, m-a șocat pentru că, la un moment dat, este o emisiune celebră în Statele Unite, doctorul Martin o știe, cu siguranță, 60 Minutes, deci 60 de minute la CBS și. Uh, uh, când i s-a pus problema aceasta, Obrador, a spus un lucru și a spus așa că noi nu ne... Da, sigur, există problema asta, nu vin numai din Mexic, vin și din Canada, mai sunt și în Statele Unite, dar spunea, noi nu ne temem de asta pentru că noi avem alte valori. Noi ținem la tradiții, ținem la familie. E un exemplu de politică anti-americană. O altă criză prin care trece America astăzi este declanșată și întreținută de guvernul Biden. Este vorba de înlocuirea parcului de automobile pe benzină cu cel electric, la toate nivelurile, de la autobuzele școlare la marile camioane, la toate mașinile posibile. Populația americană nu vrea să cumpere mașini electrice. Tesla, însă, și prima mașină de succes, are mari probleme să vândă în țară. În, în timp ce publicul refuză să cumpere mașini electrice, și ele sunt cumpărate la un nivel mult mai mic decât acum 2 ani, când a început, guvernul vrea înlocuirea întregului parc cu mașini electrice ghidați de ideologia prost justificată și înțeleasă a schimbării surselor de energie pentru protecția mediului producătorii de mașini din Statele Unite, care toți au segmente de producție de mașini electrice, au spus guvernului că nu pot să mărească producția cum sunt îndemnați să facă, fiindcă n-au cum să le vândă. Știți ce se întâmplă? Mexicul are niște tratative cu China să instaleze o fabrică de mașini electrice chineze pe teritoriul mexican, să producă mașini electrice ieftine, cum sunt cele pe care China încearcă să le Vre, în piața europeană și apoi să le vândă vânzătorilor din Statele Unite. Păi, așa... deja China are succes, a depășit este o companie de mașini electrice din China, care a devenit cel mai mare producător de automobile din lume. A Depășit companiile germane și uhum. sunt activi și pe piața europeană. Așa deci, dacă ne uităm la Mexic care are o istorie complicată și din care corupția nu lipsește în fiecare generație. Vedem că nivelul lor economic e foarte scăzut în comparație cu vecina Statele Unite și despre care știm din cifre comunicate oficial că o mare parte a produsului domestic al Mexicului este făcut din trimiterile de bani de la buncitorii mexicani din Statele Unite către familiile lor. În același timp, președintele actual, ca și alții dinainte, n-au arătat cooperarea pe care alți președinți mexicani au arătat-o, folosind chiar trupe ale forțelor armate pentru a împiedica imigrația ilegală să meargă și să treacă peste granița de sud. O altă influență acolo foarte puternică este cea a traficanților de oameni care fac parte din marile carteluri de droguri, care au sume uriașe, care au avioane, care fac tunele subterane, care găsesc cele mai ingenioase modalități de a uh, uh, face oamenii să treacă, fie indivizi, fie copii fără părinți. În momentul de față să știe că este între 3 și 5 mii de dolari, Suma care ți se cere ca să treci pe teritoriul american venind în Mexic. Și acolo s-au dus reporterii și au investigat în rândul celor care așteptau să treacă, și se vede că nu mai sunt așa mulți mexicani și nu mai sunt așa mulți din America Centrală cum au fost anul trecut. Sunt foarte mulți din China. Sunt foarte mulți din țări africane. Sunt foarte mulți din Caraibe. Această populație vine și diluează populația locală, lăsând la o parte uh, marile uh, sarcini de ai face să supraviețuiască cu totul, ajutor economic, ajutor de sănătate, introducerea copiilor în familii care să-i adopte, uh, cheltuielile școlare, tot ce decurge din asta și pericolul. De agenți străini, de spioni, de criminali, de droguri și de boli. Presa nu prezintă. potențial. Și terorism. Așa este. Deci, imigrația este critică, și Donald Trump, care este uh, temut de uh, democrații de stânga, a anunțat că, dacă va fi ales, va închide granițele din prima zi va introduce numai măsurile de imigrație legală și va face un departament pentru selecționarea, identificarea și deportarea imigranților ilegali, a celor care sunt nu numai ilegali, că nu au documente, ci sunt ilegali prin intenții, prin inclinația către criminalitate. Inter un alt, o altă zonă de mare interes, care a fost discutată și la noi, de exemplu, s-a discutat despre mă rog, penalitatea aceea uriașă pe care ar trebui să o plătească. E vorba de procesele lui Trump. Ele sunt de diferite facturi, dar foarte spectaculos a fost ultimul, ultimul sau este procesul din New York, în care inițial Trump a fost pus să plătească 400 și cred că 50 de milioane sau 4, cred că undeva în zona asta. A fost temporar, s-a scăzut acest cuantum, dar ă, asta, întrebare e cât de reale sunt aceste procese și în ce fel îl pot ele, îi pot complica viața lui Trump și mă refer aici în special din perspectiva campaniei electorale. În, în mare parte pot. Newt Gingrich a avut un articol despre aceste procese și a spus că este un act de asasinare fiscală financiară și care este una din armele care încearcă să fie folosite, fiindcă celelalte, cu punerea sub acuzație ca președinte, celelalte cu anchetele de integritate și de contraspionaj, au eșuat. Ideea Partidului Democrat este să l împiedice pe Trump să ajungă la ziua alegerilor. Procesele care sunt în curs de desfășurare sunt de necrezut. Nimeni, -a, niciun judecător n-a stabilit vreodată o cauțiune de 454 de milioane de dolari. Asta este suma. Aproape jumătate de miliard. Și știți pentru ce? Pentru uh, actele luate din, uh, din documentele fostului lui avocat, care sunt legate de plata, în mod ilegal, după... Punerea sub acuzație a unei prostituate pentru servicii sexuale, și din declarația făcută când a cerut un împrumut bancar, în care ar fi falsificat averea lui personală și ar fi exagerat ce avere are, ca să convingă acea bancă să-i dea un împrumut pe termen lung cu dobânzi mai favorabile. Aceste două lucruri au dus la ideea că pentru ai permite să fie în libertate când se desfășoară procesele, trebuie să plătească o cauciune de 454 de milioane în momentul de față redusă la 175. Dar așa ceva nu s-a întâmplat niciodată. La o crimă, cauciunea cerută este de un milion sau de jumate de milion. La o fraudă, cauciunea e de 10.000 de dolari și care e făcută pentru a nu permite celui acuzat, până când se dă sentința definitivă, să părăsească țara și să nu mai fie prezent la desfășurarea procesului. În ceea ce îl privește pe Trump, pe de o parte, este afectat de uriașele cheltuieli pentru a acoperi serviciile avocaților, de aceste cauțiuni de sume foarte mari și de timpul care este furat ca să fie obligatoriu prezent în instanțe, în toate aceste procese, timp pe care el trebuie să-l sacrifice din campania electorală. Asta este un fel de ultimă armă a democraților care să-l facă pe Trump să uh, nu fie un candidat în ziua alegerilor. Problema lor este că, sigur, el este afectat financiar. Dar problema lor că uh, aceste, uh, aceste procese, din contra, uh, nu au făcut decât să să crească scorul electoral al lui Trump. Adică nu l-au afectat din punct de vedere electoral, dar sigur, îl afectează din punct de vedere financiar. Și probabil și psihic. Sigur. Prin ce a trecut și în timpul mandatului și acum, sunt, sunt acuze și, și uh, aranjamente și... Uh, acuzații și amenințări pe care puțini oameni politici le-au avut de înfruntat vreodată. Ori nu se poate ca să ieși din astea total senin și indiferent. Este imposibil. Este o sarcină psihologică uriașă care este aruncată în capul lui tot tip. Încă o dată, Trump nu este un om perfect, are multiple defecte, dar în momentul de față este candidatul pe care îl vrea națiunea americană și care, de care are nevoie națiunea americană să vă întreb la nivelul discuțiilor pe care le faceți cu diferiți americani. Ei cum văd procesele astea? În bat jocură. Sunt convinși că sunt niște aranjamente politice și că nu sunt uh, procese justificate juridic. Dar asta e o criză majoră în ceea ce privește justiția în, în Statele Unite. Nu? Că, că noi că privim, A fost, așa zis, instrumentalizată să devină o, o armă politică ce vedem este construcția unor forme de atac diverse pentru a bloca un candidat. St sta în Statele Unite sunt diferențe importante la stat la stat. În general, aceste procese, sigur nu toate, dar, de exemplu, cel de care pomenea doctorul Marte mai devreme, am dus în statul New York și mă uitam la un comentariu. Deci a fost procuroarea care a câștigat cursa electorală exact pe un discurs de genul acesta. Chiar dacă va fi aleasă, va găsi ceva, îi va găsi ceva lui Trump. Pe acea procuroare care a fost aleasă pentru că a spus că va găsi ea ceva cu care să-l desfințeze pe Trump și a anunțat singură lipsa de obiectivitate, condiție esențială pentru oamenii din justiție, judecători și procurori. Ori din moment ce faci afirmația asta ca un avantaj electoral pentru tine, spunând că vei face ceva, vei inventa ceva, vei găsi ceva, este clar de intențiile politice ale oamenilor din justiție. Mulți sunt dintre judecătorii de azi care fac ceea ce în America se numește legiferare de pe scaunul de judecător. Pentru că judecătorul nu face legi, nu le aplică. Dar din moment ce ales să aplici o lege care nu este legea corectă pentru acel caz, dar favorizează sentința pe care tu vrei să o faci să apară la sfârșitul procesului, este anularea, anihilarea dreptății adevărate, dreptății care ar trebui să fie legea de a ora oricărui vor judecătoresc. Și mă uitam aici, aș trece la un alt aspect care mi se pare interesant. Noi am vorbit de Trump și Biden, dar, pe de altă parte, este un, un alt candidat, un candidat celebru, notoriu, nu? E fiul lui Robert Kennedy, Robert Kennedy Jr., care el, familia Kennedy era o familie din, din zona democrată. El a încercat să intre în competiție pentru a obține nominalizarea. Partidului Democrat, dar a fost practic respins categoric și cu multă ostilitate. El este are și datorită numelui, dar și prin pozițiile pe care le-a exprimat, destul de critice față de administrația Biden și, în general, față de actuala formă de sau actualii lideri ai Partidului Democrat și a comportamentului Partidului Democrat. Tocmai anunțat, pentru că în, în, în anumite state, ca să poți participa la alegeri, trebuie să ai și vicepreședinte. Și el tocmai a anunțat că o femeie, de Nicole Shanahan, care e, de, e parțial asiatică, deci mama ei a venit în, în Statele Unite. Mai interesant, poate, e faptul că este fost asoțialul Sergei Brin, cel care, împreună cu Larry Page, a, a fondat Google. Și aici e ai de văzut de unde mănâncă, ca să spun așa, neacademic electorat mai mult de la Joe Biden sau de la Donald Trump. Numele Kennedy e un capital politic uriaș. Lumea îl divinizează pe John Fitzgerald Kennedy, care a avut merite ca președinte, dar nu a fost un președinte de, de cea mai mare valoare din istoria Americii. Dar uh, multă lume cu afecțiune uh, confundă destinul lui tragic cu valoarea. De aceea este uriaș popular. Nu, nu poți să-l critici pe Kennedy, deși au fost momente foarte discutabile în timpul mandatului lui. Dar el a avut, printre cele mai mari merite, insistența pentru a aplica drepturile civile la populația de culoare și uh, 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 împingerea Partidului Democrat cu toată forța către clasa de mijloc. Lucruri care nu mai sunt așa de Actuale pentru Partidul Democrat de azi. Deci, faptul că cineva cu numele Kennedy se înscrie în, în campania electorală, e un fapt care ar putea avea succes. A fost tratat foarte rău de conducerea Partidului Democrat. Nici măcar cu respect. Nici măcar cu respect pe pentru. Uitați, Dumnezeu. ca să nu mai o mică întrebare. Mă uitam aici pe o declarație a lui, acum o zi, două în urmă, care spune. Uh, voința poporului este zădărnicită de corupția și clientelismul secretarului Maior, care este cel care răspunde de problema cu granița, de administrația Biden și de politizarea agențiilor noastre federale. Ei vor să mă scoată din această cursă prin orice mijloace necesare, îmi refuză protecția Secret Service într-un efort calculat de a-mi secătui fondurile de campanie, de a mă exclude din buletinul de vot și de a ofri mișcarea pe care am construit. Deci asta e o declarație a lui Robert Kennedy Jr. Pe asta am... Am citit. -o. Și atunci a devenit independent. Iar acum a făcut o mișcare inteligentă. A ales-o pe această doamnă Shanahan din California. Asta este ceva adresat marelui număr de democrați de modă veche, de democrați neradicali din California. Și care văd în, în, în această alegere pentru postul de vicepreședinte ceva. Care inspiră încredere pentru cineva care e democrat și care nu înțelege în niciun fel să voteze pentru Donald Trump. Dar asta va eroda uh, o bună parte din alegătorii, uh, din capitalul de alegători democrați care ar putea fi în favoarea lui Ban. Eu cred că, uh, și mă întorc un pic la doamna Shanahan, are o agendă uh, proprie care este în special legată de schimbările climatice și de, uh, uh, și de libertățile, uh, libertățile, politice. Este femeie, deci iar este un avantaj al acestei uh, selecții pentru că sunt multe alegătoare democrate sau independente care uh, se gândesc cu uh, interes la perspectiva unui viitor uh, vicepreședinte sau vicepreședinte american, după ce uh, efortul de a-o promova pe uh, Kamala Harris a dovedit un eșec uh, enorm. Uh, ce e surprinzător este că Robert Kennedy Jr. el însuși nu e un candidat puternic. Înainte de a fi candidat prezidențial, el a avut o activitate politică limitată și a fost centrată mai mult pe antivaccinism, nu pe modificări. Dar acolo politice. a fost el... A, și -a da, a făcut dar un... acum și-a schimbat limbajul. Acum vorbește critic, direct, despre problemele guvernului Biden și acuză pe față de lucruri care țin de economie, de politică socială și de politică externă. Un ultim sondaj pe care l-am văzut eu cu toți candidații prezidențiali a fost surprinzător. Pentru toate lunile până, până în prezent, până la acest sondaj, Robert Kennedy a fost sub 10% în mod constant, acum e la 15%. Ăsta da. e un număr mare pentru un candidat. El s-ar putea să fie un nou Ross Perot din 1992, care a reușit să modifice harta, uh, uh, harta electorală. Iar în ce privește întrebarea din ce pool electoral extrage votanți Robert Kennedy, eu o să spun că, în special, din Partidul Demo electoratul Partidului Democrat și dintre independenți, care îl detestă pe Biden, dar nu-l plac pe Trump. Și atunci fac un vot de negare, un vot care nu se adresează niciunui din ei. Și acum, în ultima parte, aș vrea să, să ne întoarcem din nou la acest la acest binom Biden-Trump, am văzut acum, foarte interesant, mi s-au -au activat doi foști președinți americani în favoarea lui Biden. E vorba de Obama și de Bill Clinton. În ce fel ar putea ajuta, să zicem, Clinton, dar mai ales Obama, această, această, această campanie a lui Biden care e în suferință? Mandatul prezidențial Biden este al treilea mandat prezidențial al lui Obama. În administrația Biden, majoritatea oamenilor din toate departamentele și agențiile fac parte din echipa guvernamentală a lui Obama sau echipa politică a lui Hillary Clinton. Amândoi, Obama și Clinton, sunt motivați de o uriașă ură pentru Donald Trump, care a avut și succes și ei detestă succesul lui Donald Trump și prezentul succes care îl fac un candidat redutabil. Ei încearcă să-l blocheze. Pe de altă parte, tuturor ni se pare foarte ciudat că Partidul Democrat continuă să împingă momâia care este președintele Biden, un om profund bolnav, care face la fiecare apariție gafe și arată confuzii, care este debil fizic și mental și vrea să facă din el un câștigător al președinției. Dar în spate este dorința lui Obama de a avea al patrulea mandat, pentru că cei care îl manevrează pe Biden acum și l-au manevrat din prima zi au fost Obama, Susan Rice și alți membri ai fostei echipe Obama. Acolo este efortul și de acolo vine dorința de a continua să împingi un candidat neatrăgător întregi națiuni care are semne clare pentru toată lumea, nu numai din Statele Unite, pentru lumea de pe tot globul, că este un bolnav, de acolo vine acest efort care nu s-a mai întâmplat niciodată în politica americană. Da, din, din, perspectiva impactului potențial asupra campanii, cât ar putea să-l ajute? Dacă Obama, așa am înțeles, că a declarat că se va implica direct și va participa, va aduna bani, va merge prin țară să, 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 mă rog, să sprijine candidatura lui. Credeți că ar putea avea un impact semnificativ în favoarea lui Biden? La bani, acest nou act nu este așa important. Banii pe care deja iar are Partidul Democrat pentru această campanie, depășesc de multe ori fondurile pe care le au republicanii. Nu acolo este. Eu cred că nu va avea mare succes și eu cred că nu este intenționată decât de dorința de a salva o campanie care se duce către eșec. În general, în acest... sunt șase-șapte state cheie care de fapt acolo se joacă președinția. Și unde cam în toate Trump este în fața lui Biden, era, acum citeam într-un, cred că în Times, în ziarul Times în Londra, nu în New York Times, citeam că în anumite zone, în anumite state, Biden a mai redus din, din ecartul care îl desparte de Trump. Statisticile pe care le vedem schimbătoare la fiecare câteva zile arată într-adevăr o dominație Trump în majoritatea statelor, swing states care e de 1 până la 7% în prezent, dar și aceste statistici, ca și alte sondaje, prezintă publicului ceva care nu e așa de elogvent și care este votul majoritar, votul populației în procente. Ori alegerile americane nu sunt câștigate prin votul majoritar, sunt câștigate prin votul de electori. Ca să vedeți adevărata situație, căutați Harta electorală a campaniei prezidențiale în Statele Unite. Ea se schimbă la câteva săptămâni, nu la câteva zile. Acum câteva luni, ea arăta o situație comparabilă. Acum, ultima pe care am văzut-o, care analizează. Care sunt statele care definitiv votează pentru acest candidat sau acest candidat, și care sunt cele care sunt înclinate, dar nu categoric, și apoi calculează numărul de electori care decurg din această preferință electorală. Cum să știe, electorii sunt 538. Ei sunt. Numărul total al membrilor Camerei Reprezentanților adunat cu numărul total al senatorilor plus 3 electori pentru Washington. Ca să câștige alegerile americane, trebuie să ai 270 de electori minimum. În momentul de față, harta electorală arată scorul 321 la 217 în favoarea lui Trump. E o foarte mare diferență. Nu sunt sigur că această diferență se va menține. Nimeni nu poate să spună că se va menține sau nu, nimeni nu poate să spună că se va schimba semnificativ în favoarea lui Joe Biden, dar eu nu văd argumentele cu care candidatul Joe Biden este capabil să influențeze populația alegătoare. Așa că, în momentul de față, America trece prin uh, mare, uh, un mare proces politic pentru viitoarele alegeri, care sunt încă la distanță, în care candidatul Donald Trump. Mai sănătos, vizibil, cu mai multă energie, care face mitinguri electorale în diverse state cu zeci de mii de spectatori și care nu este un candidat perfect, este candidatul preferat al publicului american. Am trecut așa în revistă, atât cât se poate, ca o fotografie de moment, în special alegerile din Statele Unite. Uh, sigur că au fost și alte lucruri pe care le-am discutat. Ele sunt importante că, într-un fel, ceea ce se întâmplă în America reverberează prin politica externă, prin alte canale. Lucrurile ne influențează și pe noi. Îi mulțumesc foarte mult doctorului Martin pentru acest uh, interval de timp pe care ne l-a acordat și cred că ne putem opri aici. Mulțumesc pentru invitație.